Ziua de 31 august este ultima din cursul anului bisericesc, iar la 1 septembrie, după cum au stabilit Sfinții Părinți ai Sinodului Ecumenic, începe un nou an bisericesc. Acest moment marchează în primul rând începutul căderii luminii conformă tradiției iudaice, dar și începutul propovăduirii Evangheliei de către Mântuitorul conformă tradiției creștine. Sfârșitul anului bisericesc, ca de altfel și începutul lui, se află sub ocrotirea și binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria, întrucât cea mai mare sărbătoare la sfârșitul anului bisericesc este adormirea Maicii Domnului în data de 15 august, iar la începutul anului bisericesc, prima mare sărbătoare este nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie. La romano-catolici, anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent, adică duminica cea mai apropiată de 30 noiembrie, deci cu aproximativ 4 săptămâni înainte de Crăciun. În prima zi din luna septembrie, evreii au avut zi de odihnă și aduceau Domnului ardere de tot. Mai existau și alte motive pentru care aceștia sărbau în mod deosebit luna septembrie. Înainte de Hristos existau două sisteme de calculare a timpului unui an. Unul al egiptenilor, care era mai corect, dar nici el perfect, de 365 de zile. Altul al romanilor, care era de 355 de zile. Însă rămânea anual o diferență de timp de 10 zile între aceste două sisteme și chiar între fiecare dintre ele și calendarul solar.